6, versetul 3. Pagina 865. Dariu a găsit cu care să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția, un fel de prefecți. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, numărul cărora era și Daniel. Pregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe pregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și îndregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și i-au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Dariu, toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească, însoțită de o aspră oprire, care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om, afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu el. Acum, împărate, întărește oprirea și scărește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne nesfârmată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și au zis cu privire la oprirea împărătească: n-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și, până la sfințitul soarelui, s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetuit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a dus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În represapul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă în groapa cu lei. Și la groapa cu lei, și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape? A zis acum minune. Și Daniel a zis împăratului:
Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis pe Îngerul Său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui și nici înaintea Ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Amin. Amin. Doamne Iisuse, Te rugăm Tu să ne vorbești în continuare. Amin. Tu ești Dumnezeul vieții și mulțumesc că Tu ești Dumnezeul tuturor credincioșilor Tăi. Te rog să prinzi atenția noastră, Te rog să ne dai cuvântul Tău prin Duhul Tău cel Sfânt și Te rog să ne transform, Doamne, viețile în asemănare cu Tine în fiecare zi. Amin. 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 Vă rog să ocupați. Slăviți să fie Domnul! Amin. În această după-amiază superbă de vară deja, înainte de a ne aprofunda puțin în cuvântul lui Dumnezeu, vreau să salut în mijlocul nostru două familii de olandezi. Ambele familii se numesc Bax. Este vorba de familia Bax senior și familia Bax junior. Iorun și Marica, care sunt misionari prin ICMI, aici la noi, la Stânca, au lipsit dintre noi o lună de zile. Au fost în, nu știu ce, în vacanță, în concediu, sau în ce au fost ei în Olanda, sau unde au fost cu slujirea lor. Și iată că acum s-au întors, dar nu s-au întors singur, au venit și cu părinții. Dumnezeu să le binecuvinteze și pe copii, și pe părinți, și Dumnezeu să le dea har din plin. Amin. May God richly bless all the Dutch people. May God richly bless all the mission, or all the missionaries from Holland here in our church here in our country. It is so good to see you again, and we will be able to talk a little bit at the end. God bless you, and God bless us too. Amen. Aș vrea acum să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru această seară, pentru mine este foarte important. Tădăjuiesc că va fi la fel de important pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și l-am numit așa, acuze onorabile. Sau acuze care ne fac cinste. Acuze onorabile. Sau acuze care ne fac cinste. Știți, atunci când devenim credincioși, cu adevărat, nu din ăștia de doi bani, atunci când devenim creștini autentici, nu din ăștia de doi bani, încep să se petreacă în viața noastră niște schimbări radicale. Zilele trecute am fost la un magazin și vânzătoarea mi-a dat înapoi rest doi bani. Și ce-a făcut? Nu i-am luat. Și am spus, nu i-am spus eu așa, i-am lăsat acolo și mă gândeam, ține-ți-i tu. Că n-am ce face cu doi bani. Ea are ce face cu doi bani. Însă eu n-am ce face cu doi bani. Știți? Când ne întoarcem la Dumnezeu și devenim copii ai lui Dumnezeu, se întâmplă în viața noastră, repet, niște schimbări radicale. Însă unul dintre lucrurile mai neplăcute care se petrece în viața noastră atunci când devenim credincioși este că din când în când, cei din jurul nostru o să înceapă să ne acuze de unele lucruri, de unele haruri, de unele virtuți pe care le-am primit tocmai de la Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu. Amin. Întotdeauna când oamenii au fost credincioși loiali lui Dumnezeu, a apărut în viața lor o anume stigmă. O anume stigmă. Stigma este cineva să te arate cu degetul și să te acuze de ceva anume pe care faci, pe care îl faci de dragul lui Dumnezeu în cazul nostru. Aș vrea să vă spun că în următoarele minute o să navigăm puțin prin cuvântul lui Dumnezeu, o să trecem puțin prin cuvântul lui Dumnezeu și o să analizăm câteva acuze de dorit care trebuie să se regăsească în viața fiecăruia dintre noi, dacă suntem credincioși. Astea sunt acuze onorabile, astea sunt acuze care ne fac cinste, astea sunt acuze de care toți trebuie să fim acuzați. Astea sunt niște lucruri pe care trebuie să se regăsească în viața noastră,
dacă suntem credincioși autentici. Amin. Amin. Doamne ajută-ne. Amin. Sunteți pregătiți? Auziți, primul lucru pe care eu l-am găsit aici, acuz de dorit, l-am citit din textul acesta din Daniel la capitolul 6. Daniel a fost acuzat de rugăciune. Daniel a fost acuzat că se roagă. Și am citit tot textul acesta când câțiva candidați, câțiva nemulțumiți, câțiva competitori din vremea lui Daniel, câțiva contracandidați la postul de prim-ministru, au încercat să oprească ascensiunea lui Daniel pe scaunul cel mai înalt în împărăție după împăratul Dariu. Și ce și-au făcut oamenii aceștia? Au început să-l urmărească, pentru că vreau ei să ocupe postul lui Daniel, pentru că Darius se gândea să-l pună pe Daniel deasupra tuturor prefecților și ministrilor, un fel de prim-ministru. Și ce și-au făcut oamenii aceștia? Au început să-l urmărească. Știți, și în vremea aceea exista și spionaj și contraspionaj. Și în vremea aceea, ca și în vremea aceasta, oamenii erau urmăriți. Și să știți că, într-un fel sau într-altul, fiecare dintre noi suntem urmăriți. Suntem urmăriți de cei de lângă noi, fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama, suntem urmăriți de vecini, suntem urmăriți de părinți, suntem urmăriți de copii, suntem urmăriți de tovarăși, suntem urmăriți de colegi, suntem urmăriți inclusiv de Dumnezeu. Trăim într-o lume în care suntem urmăriți. În momentul când ai intrat pe internet, deja ești urmărit. Să nu cumva să vă treacă prin minte ideea că... știi? Nu. Suntem urmăriți. Cineva ne urmărește. Și dacă tovarășii de la SRI au chef, ne ascultă și telefoanele. Și interneturile. Și suntem urmăriți. Ei, din vremea lui Daniel și mai mult de dinainte de Daniel, credincioșii mai ales erau urmăriți. Și ăștia au început să-l urmărească pe Daniel să-i găsească vreo bubă, să-i găsească vreo hibă. Și Biblia spune că Daniel întrecea pe toate aceste căpetenii și petrecători, pentru că în el era un duh înalt. Mamă, ce expresie este asta! În Daniel era un duh înalt. M-am gândit eu, de ce mi-au dat mie părinții numele de Daniel? Au fi văzut vreun duh înalt? Nu cred. Dar prin credință, probabil că le-au plăcut lor foarte mult numele de Daniel din Biblie. Însă ceea ce mă impresionează pe mine la Daniel din Biblie este ceea ce zice Duhul Sfânt despre acest bărbat al lui Dumnezeu. Zice, în Daniel era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părăsească în ce privea treburile împărăției. Să vadă, e corupt, minte, înșală, fure, să-mi bată, flirtează, ce? Au încercat să găsească un motiv care să-l compromită pe Daniel, dar n-au putut să găsească nimic. Niciun lucru vrednic de mustrare. De ce? Pentru că era credincios. Exact așa spune Scriptura. Știți? Astea sunt câteva miracole care se petrec în viața noastră când suntem credincioși. Mulțumesc de aminul puternic. Știți? Când suntem credincioși, viața ni se transformă. Amin. Domnilor, când suntem credincioși, începem să fim superiori altora de lângă noi și asta nu convine lumii. Când suntem credincioși, viața noastră începe să devină tot mai frumoasă, tot mai onorabilă. Amin. Alo, amin. Dar asta când suntem credincioși, dar nu de 2 bani. Și când suntem credincioși de din aia, știi, de aur, de 24 de carate, care este cel mai pur aur, ei, când suntem credincioși, fie că suntem credincioși, dar mai ales când suntem credincioși, oamenii ne urmăresc. Când am un duh înalt, adică atunci când Duhul lui Dumnezeu este în mine,
Duhul meu este înalt, eu am devenit credincios. Și când Duhul lui Dumnezeu, Duhul înalt al lui Dumnezeu, vine în inima lui Daniel și în inima lui și a ei, și zice, oamenii vor vedea lucrul acesta. Oamenii vor începe să ne urmărească și mai acătări. Vor începe să ne urmărească atunci când suntem credincioși. Însă fiți atenți, există o stigmă asupra noastră când devenim credincioși. Când Duhul din mine este înalt, adică atunci când Duhul lui Dumnezeu este în viața mea, asta înseamnă că Daniel avea un Duh înalt, așa mi se pare mie, și avea un Duh bun, pentru că Duhul Sfânt era în inima lui. Știți ce? Începem să fim urmăriți. Dar auziți, încep să apară și stigmele. Și știți ce complot au gândit ăștia? Un complot teribil de perfid. L-au urmărit, că știți ce? În vremea aia erau din ăștia cu complotiști din ăștia, știi? Care erau specialiști și erau buni. Și ăștia au fost niște complotiști grozavi. L-au urmărit și au văzut că n-au ce se face de bine. Deci ăsta lucra ca la carte. Ăsta era perfect. Așa cum ziceai de bătul meu. Ăsta era pregătit. I-au căutat nod în papul ăla deja. Că n-au găsit. Și atunci le-a venit o idee diabolică. Strălucită, dar diabolică. Și au spus, nu o să îi găsim niciun cusur acestui om politic. Imaginați-vă, om politic fără cusur. Asta este mare miracol, parcă e un paradox. Adică parcă nici nu există așa ceva. Uitați-vă numai pe la noi pe aici, sau uitați-vă prin orice țară, orice om politic are bubele lui, probabil. Însă ăsta, om politic, era desăvârșit. De ce? Pentru că era credincios. Când suntem credincioși, tindem spre desăvârșire. Alo? Amin. Vă rog să mă încurajați un pic. Când suntem credincioși, nu ne... Fraților, la modul foarte serios vorbesc. În locul meu de muncă, la catedra mea, la laboratorul meu, în cabinetul meu, în business-ul meu, când sunt credincios, țintesc spre excelență. Amin. Amin. Eu când sunt credincios, nu mă mulțumesc cu mediocritate. Când sunt credincios, mă interesează excelența. Pentru că Duhul înalt al lui Dumnezeu mă face să fiu un om virtuos, o femeie virtuoasă, mă face să trăiesc spre slava lui Dumnezeu și se împlinește ceea ce spune Apostolul Pavel în Noul Testament, zice, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Amin. Așa trăiești un credincios. Amin. Dacă suntem credincioși, fie că lucrez la patron, fie că eu sunt patronul și am angajat, tot ce fac ca pentru Domnul. Amin. Doamne, ajută-mă la aceasta. Însă apare o stigmă. Ăștia au început să îl fileze pe Daniel și au zis, nu o să-i găsim niciun cusur, niciun compromis. Și l-au analizat probabil că luni de zile, că îi vroiau capul și vroiau ei locul. Și asta era concurență politică și competiție politică între partide. Probabil că ei erau din alt partid, știi? Și îl urmăreau pe ăsta care era din alt partid. Bine, asta este imaginația mea, că pe vremea aia nu existau partide, era doar partidul împăratului. Însă au ajuns rapid la o concluzie ciudată. După câteva săptămâni sau luni de urmărire asiduă, au ajuns la această concluzie foarte rapid și foarte importantă concluzie. Au spus, ok, ne-am lămurit. Nu putem să îl găsim cu niciun compromis în viață. Dar, și-au adus că Daniel e credincios. Și-au spus, ia să găsim noi aici o fisură. Și n-au găsit nici acolo o fisură, dar au venit cu un plan diabolic și au zis, s-au dus la împărat și au spus, gata, știm cum să îi luăm capul lui Daniel. Și s-au dus la împărat și a spus, împărate, uite ce, te rog să dai o ordonanță de urgență. Și în această ordonanță de urgență, astea se dau așa, în câteva minute, ordonanțele astea de urgență, în ordonanța asta de urgență să cer. Ca 30 de zile, niciun om să nu se poată ruga niciunui Dumnezeu și nici altul. Asta era cultul personalității. Și ei știau că legea aceasta intră total în contradicție cu credinciosul Daniel. Și au dat ordonanța aceea de urgență, Dariu a dat ordonanța aceea de urgență, și zice, dar Daniel se ruga după cum avea obiceiul să se roage.
Și ăsta este un text atât de important, de asta am spus că este cel mai important text din Scriptură. Spune, Daniel, de 3 ori pe zi, în genunchia, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Amin. Observați, aici este un lucru foarte important. Legile se pot schimba. Sistemele se pot schimba. Principiul rugăciunii nu se schimbă. Amin. Dacă s-ar da o lege în România, dacă eu știu, a venit un sistem din nou dictatorial la putere, știi? Nu mai aveți dreptul să vă rugați. Știi ce vom face noi? Noi vom continua să ne întâlnim la rugăciune. Pentru că noi ne vom ruga lui Dumnezeu ca și mai înainte. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Însă auziți, primul lucru de care trebuie să fim acuzați este că suntem oameni ai rugăciunii. Fraților, pentru unii din lume, asta este un cusur. Însă, pentru credincioși, asta este o virtute. Amin. Ăstea sunt acuze de dorit. Ăstea sunt acuze onorabile. Ăștia l-au urmărit pe Daniel și au dat busna în casă. Vă pun o întrebare. Dacă cineva ne urmărește și ar da busna peste noi în casă, ce ne-ar prinde făcând acolo? Nu răspunde. Să nu ne înșelăm. Și ne-a, dacă ne-a urmărit și vine așa și mascați și cu ăla, cu berbecul ăla și rup ușa într-un minut, știi? Și mai puțin, că numai unul mai trebuie la ușă. Și când dau la cu berbecul și au să știi de exact lângă tine ce te prind făcând. Ce canale urmărești? Citești Scriptura, ești la rugăciune sau ești în fața televizorului, știi? Și butonezi. Doamne, îndură-te de noi! Amin. Sau, mă rog, acum nici televizorul nu mai este atât de important. Acum avem internetul. Și cu noi tot timpul. Nici nu mai avem acum laptop. Acum avem tablete. Și o scot din buzunar, tableta. Și tot mai mică. Până la urmă mi-o pun în ureche. Știi? Și tot mai mică. Că astea sunt tabletele. Toți tineri își doresc tablete pe aici. Tableta e tabletă. Să vă explice, Cătălin, ce înseamnă tabletă. Dar este un computeraj foarte mic pe care îl duci cu tine și îl scoți din geantă și așa. Foarte micuț, foarte plat. Înlocuiește laptopul, înlocuiește computerul ăsta portabil. Și am intrat în casă și l-au văzut pe Daniel rugându-se. Fraților, dacă sunt credincios adevărat, oamenii trebuie să vadă că am o viață de rugăciune constantă. Amin. Amin. Inclus și trebuie, unii ori, oamenii mă vor acuza. Când vor vedea oamenii că am o viață constantă de rugăciune, unii probabil mă vor aprecia. Puțin. Însă alții mă vor acuza. Dar dacă cineva te acuză că tu te rogi prea mult, aia este o acuză onorabilă. Aia este o acuză care de fapt ne face cinste înaintea bisericii, ne face cinste înaintea lumii și mai ales ne face cinste înaintea cerului, slavă lui Dumnezeu. Zice, a făcut Daniel. S-a rugat și alții s-au enervat. Înapoi se pot ei tot enerva. Pe mine nu mă interesează dacă oamenii de lângă mine se enervează când mă rog, ci pe mine mă interesează ceea ce spune Dumnezeu despre mine. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, în final, voi da socoteală când vom sta înaintea lui, când vine mirele. Vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut atunci când trăiam în trup. Însă fii atent când te rogi. Când îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu. Când te rogi neîncetat, de fapt împlinești voia lui Dumnezeu și îți faci ție cel mai mare bine. Amin. Amin. Și se spune Scriptura că Daniel se ruga de 3 ori pe zi. În ciuda ordonanței de urgență, în ciuda legii meților și perșilor, care nu se putea schimba absolut deloc, timpul ăsta cu numele de Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Și ce spune, spune Noul Testament, însă, că nu trebuie să ne mai rugăm de 3 ori pe zi. Serios. Noul Testament nu ne încurajează să ne rugăm de 3 ori pe zi, că e prea complicat. Noul Testament ne încurajează să ne rugăm neîncetat. Amin. Nu mai este complicat. Amin. Știți, Biblia ne spune să facem câteva lucruri neîncetat. Să ne rugăm neîncetat. Să ne bucurăm neîncetat.
și să mulțumim Domnului neîncetat pentru toate lucrurile. Amin. Amin. Fraților, vă pun această întrebare foarte serioasă. Știți care este marea problemă? De ce biserica din secolul 20 este mai slabă ca alte biserici din alte ca biserica din secolele trecute? Ne rugăm tot mai puțin. Biserica adevărată și credinciosul adevărat se roagă tot mai mult. Se roagă neîncetat. Și am repetat aici și mai repede încă o dată în seara aceasta, unde este rugăciune multă, este și putere multă. Amin. Unde este rugăciune puțină, este putere puțină. Unde este rugăciune multă, harul este mare și miracolele sunt mari. Unde este rugăciune puțină, acolo este și puțin din Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne rugăm neîncetat. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne și pe noi, la rândul nostru, să fim acuzați cu aceste acuze onorabile că suntem niște oameni care ne rugăm. Să ne acuze oamenii că suntem fanatici, că ne rugăm prea mult. Să ne acuze oamenii că suntem fanatici, că venim prea mult la biserică. Astea sunt acuze care le fac cinste înaintea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Însă vă amintesc acum o altă acuză care se găsește în Noul Testament. În Sfânta Evanghelie după Matei, în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 26 și formă în Ioan, la capitolul 18, dar mă duc la Ioan, că e mai aproape de mine, Ioan, capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu face o afirmație foarte interesantă despre Petru. În Ioan, la capitolul 18, versetul 17, o altă acuză care neapărat oamenii trebuie să cu care oamenii trebuie să ne acuze. Și auziți, în Ioan, la capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 17, spune așa. Atunci slujnica portărița a zis lui Petru, nu cumva și tu ești unul din ucenicii lui Iisus? Și a răspuns, Sfântul. Nu sunt. Bine, atunci nu era Sfânt. După aceea a devenit Sfânt. Și episodul și fenomenul se repetă. Se repete încă o dată și auzi ce spune Scriptura vorba în versetul 25. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis, la foc. Ei au zis, nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis, nu sunt. S-a lepădat și a zis, nu sunt. Și trebuie să mai citesc și textul acesta din Matei, că este foarte important, din Matei, capitolul 26, de la versetul 69 până la 73. Cuvântul lui Dumnezeu spune o chestiune foarte, foarte, foarte importantă. Și în textul acesta, Biblia ne vorbește despre faptul că una dintre femei s-a uitat la Petru și a spus, și tu ești unul dintre ucenicii lui, că și graiul te dă de gol. Fiți atenți, fraților. O altă acuză pe care trebuie să fie evidentă în viața noastră. Dacă suntem credincioși. Știți care este? Trebuie să fim acuzați. Să dea Dumnezeu să fim acuzați că suntem ucenicii celui viat. Fraților, când sunt credincios, când în mine există un duh înalt, trebuie neapărat cei de lângă mine să vadă că sunt ucenicul lui Iisus Hristos. Amin. Doamne ajută-mi! Vă pun o întrebare serioasă. Nu răspundeți cu voce tare ca să nu greșim. Când oamenii se uită la noi, ce văd la noi? Ce văd în noi? Când oamenii mă aud pe mine vorbind, ce vocabular aud? Când oamenii l-auzeau pe Petru vorbind, a zis, sigur și tu ești unul dintre ucenicii lui Iisus, că și limbajul te dă de gol. Limbajul te dă de gol. Fraților, ucenicul lui Iisus are un limbaj special, onorabil, sfânt, elegant, demn. Amin. Amin. Alo, amin. Amin. Limbajul unui ucenic al lui Iisus Hristos este, nu este colorat cu înjurături, cu degete mici sau mari, arătate în stânga și în dreapta. Știi, limbajul meu este caracterizat de vocabularul cerului. Amin. Amin. Vă pun o întrebare, răspundeți în șoaptă la ea. Doar nici în șoaptă. Vă audați. Auzi, ce limbaj ai atunci când te enervezi?
ce limbaj ai atunci când te enervezi? Ce limbaj am, știi, Ruben, când mă enervez? Ce limbaj? Ce limbaj zâșnește din ființa mea? Știți că gura vorbește din prisosul inimii. Trebuie, oamenii când privesc la noi, trebuie să știe că suntem ucenicii lui Iisus. Și teologia mea este aceasta. Nu poți să fii mântuit decât doar dacă ești ucenicul lui Iisus Hristos. Orice om care îl urmează pe Iisus Hristos în mod obligatoriu, cred eu, prin călăuzirea pe care o am din Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să devină ucenic al lui Iisus Hristos. Nu poți să fii un creștin din ăla care, știi, vii la biserică când ai chef, mai citești Biblia când ai chef, nu mai urmezi pe Iisus Hristos când ai chef. Dacă ai chef și cum cheful nu prea vine, vine foarte rar, știi, se pierde, se evaporă toată chestiunea asta. Un ucenic, știți cum este ucenicul lui Iisus Hristos? Să vă citesc definiția ucenicului lui Iisus Hristos. Se găsește în Sfânta Evanghelie după Marcul, la capitolul 3, versetele 3 și 15. Aici ni se vorbește despre ucenicul lui Iisus. Marcu 3, 13. Nu vă chinuiți să deschideți, că eu am găsit deja. În urmă, Iisus s-a suit pe munte. A chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El, la Iisus. Și acum. A rânduit dintre ei 12 ucenici. Și fiți atenți. Ce înseamnă să fii ucenic? A rânduit dintre ei 12 ucenici ca să-i aibă cu sine. Asta înseamnă să fii ucenic. Să fii lângă Iisus Hristos și să fii tot timpul în prezența lui Iisus Hristos. Amin. Ucenic înseamnă Iisus i-a chemat să-i aibă cu sine și să-i trimiată să propovăduiască. Amin. Și la sfârșitul lumii asta vrem să facem cu americanii, să mergem să propovăduim cuvântul. Amin. Și la sfârșitul lumii vrem să avem botez și atunci iarăși vrem să propovăduim cuvântul. Amin. Și joi, la slujbă, vrem din nou să propovăduim cuvântul și când ieșim de aici vrem să propovăduim cuvântul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă și ce înseamnă ucenic? Iisus a rânduit dintre ei 12 să-i aibă cu sine, să-i trimiată să propovăduiască și încă ceva. Le-a dat putere să vindece boli și să scoată demoni. Aleluia! Asta înseamnă să fii ucenic. Hei! Asta înseamnă. Și ce înseamnă să fii ucenic, fraților? Și acum nu sunt eu din ăla terorist, predicator terorist. Și ce înseamnă să fii ucenic? Înseamnă să ai capacitatea să duci vindecare în viața altora. Nu știu ce fel de vindecare. Însă sunt oameni în jurul nostru care au nevoie de dragostea noastră. Sunt oameni în jurul nostru, tineri din ăștia care vin pe la facultăți, departe de părinți, au nevoie de o vorbă de încurajare. Ucenicii sunt chemați să vindece, zice Scriptura că le-a dat Iisus putere să vindece boale, boli și să scoată demoni. Domnul ne-a chemat la o slujire de vindecare. Slăviți să fie Domnul. Oamenii când privesc la noi, trebuie neapărat să spună, Adina e ucenica lui Iisus. Și Ionela e ucenic. Și merge mai departe, Iudita, băi, știți că Iudita e ucenică, mă, și Nelu Câmpean e ucenica lui Iisus. Și Ariana e ucenic, și Iorun e ucenic, băi, Marcela e ucenic, măi, ăștia la stânga, ăștia, toți sunt ucenici. Frăților, dacă suntem mântuiți, suntem ucenici. Dacă nu suntem ucenici, suntem ce vrem noi. Un om mântuit este ucenic al lui Iisus Hristos. Doamne ajută-ne! Și oamenii când se uită la noi, trebuie să fie convinși că suntem ucenici. Pentru că așa au fost convinși ei de Petru, chiar dacă Petru a zis, nu, tot știau că e ucenic. Pentru că ăla mirosea a Iisus Hristos. Vorbea ca Iisus Hristos. Pășa ca Iisus Hristos. Când ești ucenic, stai lângă Iisus Hristos și gândești ca Iisus Hristos și te comporți ca Iisus Hristos și vinde și dăruiești ca Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Oamenii trebuie să ne acuze și acuza aceasta în sesie onorabilă. Încă ceva, o altă acuză onorabilă de dorit în viața noastră. Se găsește în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 10, și în Luca, la capitolul 10, auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, Luca 10, ni se vorbește despre Maria și Marta și Lazar și Domnul Iisus în casa lor, în Betania, cu ucenicii. Știți, Domnul Iisus unde se ducea cu ucenicii și când venea Iisus Hristos, veneau cel puțin 13 bărbați. Așa acum, ca să hrănești 13 bărbați, nu e simplă treabă.
Ea nu a chemat 13 bărbați la o masă la dumneavoastră acasă. Vedeți cum intrați în tremuriți, știi? Bă, cu ce să-i hrănesc pe ăștia? Cu ce să-i hrănesc 13 oameni? Noi nu mai luăm niciunul, că suntem zgârciți. Nu mai luăm nici doi, că nu mai avem timp și nici bani și nu știu ce. Și mi-a plăcut remarca fratelui Cătălin și bună, Domnule, îți dau nota maximă, Cătăline. A zis, Domnule, unde mai este primirea de oaspeți? Vă pun o întrebare serioasă. Vă pun o întrebare foarte serioasă și să nu vă lăsați, să nu luați insulte personale. Când a fost ultima oară când în casa ta ai chemat un musafir la o masă? Când a fost ultima? Nu răspunde cu orice tare. Când a fost ultima dată când ai chemat pe cineva din biserica asta? Am spus că sunt studenți, sunt tineri, bărbați și femei care uneori au nevoie de ajutorul nostru, de ajutorul acesta. Când a fost ultima oară când am invitat pe cineva la masă la noi? Ai venit tu la mine și ai zis, pastore, te invit azi la masă. Auzi, frate Cătălin, te invit. Sau mă, vei spune nu că ăsta are nevastă și să descurcă. Dar du-te la ăștia care sunt tinerei pe aici așa. Abia s-o însura și nu știe să mă somolita și nu știe să facă mâncare, mirabela. Dom'le, când ai chemat, deși știe ea, știe. Însă când ai chemat pe cineva la masă, știi? Însă Domnul Iisus a fost invitat la masă în casa Mariei și a Martei și a lui Lazar. Și auziți, aici iarăși a apărut o acuză. Și ce a făcut Maria? În timp ce sorul s-a cătea pentru cel puțin 12-13 bărbați, și ce a făcut Maria? Mă fiți atenți acum așa, asta a enervat-o pe sorul s-a la culme, pe Marta. Și ce a făcut Maria? Maria și-a ales loja de clasa întâi. Care era asta? S-a așezat în liniște la picioarele lui Iisus Hristos și îl asculta pe Domnul cu toată atenția. Cuvântul lui Dumnezeu. Și era sorul sa în bucătărie atât de ispitită că nu era în grafic cu mâncare. Trebuia să gândească pentru 13 bărbați cel puțin. Și cine știe, mai erau și alții de acolo. Și când trebuie să gătești pentru cel puțin 13 bărbați așa mănâncă bine, și mai ales evrei mănâncă foarte bine, și nu puteai să le gătești chiar orice, trebuia să le dai mâncare specifică. Însă la un moment dat vine Marta din bucătărie și se duce la Domnul Iisus, întrerupe studiul biblic, întrerupe predica, întrerupe cu tupel Marta, era țâțmasă foc. Și se duce la Domnul Iisus Hristos și spune, Învățătorule, nu-ți pasă că sunt singură în bucătărie și te rog, spune, sau nu, zi, sorul mi să vine să mă ajute, că nu sunt grafic. Știi ce a făcut aici Marta? O acuzat pe sorul său, pe Maria. Că stătea la picioarele lui Iisus și se închina. Când te închin lui Iisus, oamenii te vor acuza. Cei din casa ta, rudele tale, frații tăi, sos, soție, copii, părinți, când te închin, când stai la, când te relaxezi, știi că toată ziua ești în zbuciun. Dar când te relaxezi și vii la închinare, în casa lui Dumnezeu, la picioarele lui Iisus, s-ar putea să se găsească câțiva cârcotași care și atunci să te acuze. Dar fii atent, când cineva te acuză că te închin lui Iisus, îți face cel mai mare compliment. Îți face cel mai mare compliment. Când cineva te găsește la picioarele lui Iisus Hristos, te găsește în locul cel mai favorizat din întreg universul să stai la picioarele lui Iisus Hristos în închinare. Fiți atenți! O mare diferență și mă apropii de încheiere. De la 8 jumate. Nu chiar așa, nu chiar așa. Am dramatizat un pic, adică foarte tare am dramatizat. Vă rog să rețineți o chestiune fundamentală și vă rog să nu uitați. Fiți atenți! Ce faci cu Iisus este mult mai important decât ceea ce faci pentru Iisus. Amin. Și ce făcea Marta? Marta lucra pentru Iisus. Și era lucru frumos. Bun. Trebuie să lucrăm pentru Iisus Hristos, dacă Iisus Hristos e Mântuitor. Amin. Însă vă rog să faceți diferențierea, că este foarte mare. Ce faci cu Hristos este mult mai important decât ceea ce faci pentru Hristos. Adică, dacă stai la picioarele lui Iisus Hristos, să știți că Domnul n-are nevoie de slujirea noastră. Dacă mai întâi nu învățăm să ne închinăm Lui. Cu adevărat. Amin.
Poți. Știți, uneori este mult mai ușor să predici și să fii la repetiție și să cânți, decât să te închini și să stai în liniște la picioarele lui Iisus Hristos. Ori Marta se duce la Domnul Iisus și spune, uite ce face sora mea, uite! Și ce-o acuza că stătea la studiu biblic la picioarele lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim acuzați în felul acesta. Ajută-ne să lucrăm pentru Tine. Dar ajută-ne să fim conștient că ceea ce facem cu Tine este mult mai important decât ceea ce facem pentru Tine. Amin. Să nu confundăm, fraților, două lucruri fundamentale. Să nu confundăm activitatea cu spiritualitatea. Amin. Să nu confundăm activitatea, adică sunt activ pentru Domnul și muncesc și transpir, știi? Să nu confundăm activitatea religioasă cu spiritualitatea. Pentru că este foarte important și aici cad în general liderii și este un tărâm foarte alunecos pentru noi, pentru pastori, pentru lideri de spirituali. Știi? Este uneori mult mai ușor să fii activ pentru Domnul decât să-L iubești pe Domnul din toată inima și să te închini Lui din toată inima și să stai la picioarele Lui. Doamne, ajută-ne să stăm la picioarele Tale. Și închei amintind încă două acuze pe care trebuie să le primim în viața noastră, cel puțin din când în când. Prima se găsește, sau penultima se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 18. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 18. Și ce se întâmplă în versetul acesta? Auziți ce este Scriptura aici? 17 și 18. Petru și Ioan predicau Evanghelia pe acolo, pe Ierusalim. Și au fost arestați, bătuți. Și fiți atenți aici. Când au văzut ei, Sanhedrinul, în îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan, că predicau pe Iisus, s-au mirat, pentru că știau că erau oameni necărturași și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis, ce vom face oamenilor acestora, căci este știut că toți locuitorii pământ, de toți locuitorii Ierusalimului, că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta, mai departe despre Iisus și despre vindecarea numele lui Iisus, în orod, să le amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și de ce erau acuzați ăștia doi, Petru și Ioan și ucenicii? Că vesteau pe Iisus Hristos. Și i-au acuzat și le-au interzis, dar ți-ai găsit-o. Pentru că știți ce spun oamenii aceștia în capitolul următor? Spune, nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om? Și ce spun Petru și Ioan? Deci se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Îi acuzau că îl vestește pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne și pe noi să primim și să fim acuzați în felul acesta că te vestim pe Tine. Și știți de ce ne acuză pe noi, Dumnezeu? Pe unii dintre noi Dumnezeu ne acuză de tăcere spirituală. Noi nu mai vestim pe Iisus Hristos sub niciun fel. Și vreau să vă recomand, fraților, faceți-vă rost de broșuri. Faceți-vă rost de câte o carte. Cumpărați-vă câte o carte de-a mea. Bine, se poate și aia. Preț promoțional. Însă, fraților, faceți rost de o broșură. Faceți rost de un CD. Ariana are CD-ul. Cu muzică bună. Faceți rost de o carte. O broșură, un tractat. Domnule, și când te duci în magazin, când te duci acolo și plătești, când te duci dincolo, în biroul tău, oferă oamenilor. Poate că nu reușești să le vorbești tu gură către gură. Dă-le un cuvânt. Dă-le o carte. Dă-le ceva. Transmite câte un SMS din ăsta. Vestește-l pe Iisus Hristos, pe internet, pe mobile phone, pe SMS. Cum știi tu? Pe Facebook. Vestește-l pe Iisus Hristos. Cumva, vestește-l pe Iisus Hristos. Lasă oamenii și toată lumea asta să te vestească, să te acuze că ești fanatic, că numai Iisus Hristos ai în cap. Vei vedea cândva
că atunci când vei sta înaintea lui Dumnezeu, asta a avut cel mai mare și a fost cel mai valoros lucru. Doamne, ajută-mi să te vestim. Amin. Și ultimul lucru, se găsește în Matei, ultima acuză se găsește în Matei la capitolul 26. Și Matei la capitolul 26 știm cu toții textul acesta. O femeie era foarte acuzată de Iuda și de câțiva ucenici imaturi de-a Domnului. Că uneori ucenicii Domnului sunt foarte imaturi. Însă în Matei la capitolul 26, o femeie este acuzată. În 26 cu 8, femeia este acuzată. Auziți, când era Iisus în Betania, tot în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru, cu mir foarte scump. Și pe când sta Iisus la masă, ea a turnat mirul foarte scump pe capul lui Iisus. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta foarte scump s-ar fi putut vinde. Foarte scump. Și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus însă, i-a zis, de ce faceți, bă, supărare femeii? De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Amin. Și de ce a fost acuzată femeia aceasta? Și știm cu toții. A fost acuzată că a făcut risipă pentru Iisus Hristos. A fost acuzată că a dat prea mult lui Iisus Hristos. De dragul lui Iisus Hristos. Eram la Sebiș și am primit ieri spre, după masă, spre seară, un telefon de la Deva. Un prieten al meu de la Deva, un fan al meu, am și eu fanii mei, bine, am și dușmanii mei, dar totuși am mai mulți fani decât dușmani, ceea ce este normal. Și m-a sunat și a spus, frate Daniel, sunt Daniel Portes și ce mai faceți? V-am sunat, v-am mai sunat, nu mi-ați răspuns, zice, bine că mi-a răspuns, zic, îmi cer scuze. Da. Zice, cum mai stați cu proiectul? Cum mai stați cu proiectul de strângere de fonduri, de metri pătrați? Cum mai stați cu proiectul? Zic, mai Daniel, stăm binișor. Am cumpărat, așa, prin Harul lui Dumnezeu, aproximativ 750 de metri, spre 800 de metri pătrați. Nu mai e mult. Ce-a fost greu a trecut, mai avem doar 1400 de metri pătrați de cumpărat, dar nu mai e chiar așa greu. Și frate Daniel, tocmai de asta am sunat. Zic, frate, ce vreau să cumpăr și eu un metru pătrat. Băi, a fost un gest așa de frumos. Un metru pătrat. Veți spune unii, băi, nu plica 10. Uite că nu plica. Dar un metru poate. Zice, ce să fac? Zic, intră pe site-ul bisericii, www.bisericastanda.ro și acolo găsești conturi. Și ce înseamnă? Omul ăsta, din puținul lui, s-a gândit să cumpere un metru pătrat de pământ în cer. Ceea ce unii de aici au făcut, slăvit să fie Domnul. Alții n-am făcut și va trebui să faceți. Slăviți să fie Domnul. Adică cei ce l-ați cumpărat un metru pătrat să cumpăra 10 de acum. Doamne ajută. Însă știți de ce era acuzată femeia asta? Că a făcut risipă. Că a dat prea mult. Că a fost prea darnică. Dar nu se puteau folosi banii și au trebuit să risipim. Fraților, acuza aceasta ne onorează pe fiecare dintre noi. Hai să învățăm să fim un pic mai darnici pentru Domnul. Hai să învățăm să ne dăm zeciuială la timp. Hai să învățăm să fim mai darnici de dragul Domnului nostru Iisus Hristos. Astea sunt acuze care ne nobilează. Astea sunt acuze care ne fac cinste. Astea sunt acuze care ne onorează. Dar fii atent. Dacă aceste acuze nu există în viața ta, s-ar putea să nu fii creștin. Pentru că un credincios autentic se roagă. Un credincios autentic este acuzat că se roagă. Un credincios autentic este ucenic autentic. Un credincios autentic stă la picioarele lui Iisus Hristos, chiar dacă este acuzat că se duce la biserică. El stă, se duce, chiar dacă nu le place altora, el se duce și stă, pentru că aia mă hrănește, aia mă vindecă. Un credincios autentic e acuzat că vestește pe Iisus și este acuzat de bune. Și un credincios autentic, fraților, un ucenic,
face risipă de dragoste pentru Iisus Hristos. Amin. Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeul care vezi tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Tu ești Dumnezeul însă care urmărești ceea ce se întâmplă în viața noastră. Însă suntem foarte conștienți că și oamenii urmăresc ceea ce se întâmplă în viața noastră. Știm că suntem înconjurați de un nor de martori foarte mare, pe care nu-i vedem, dar ei ne văd pe noi. Ajută-ne să trăim în așa fel, încât prin viața noastră numele Tău să fie onorat. Ajută-ne să trăim în așa fel încât oamenii, dacă ne acuză de ceva, să ne acuze că ne rugăm, să ne acuze că venim la casa Ta, să ne acuze că suntem nebuni din cauza Ta. Doamne, dacă suntem acuzați de ceva, nu ne lăsa să fim acuzați de păcate, de șmecherii, de corupție, de compromis. Vrem să fim acuzați că Te iubim pe Tine prea mult. Ajută-ne să fim acuzați că Te vestim pe Tine. Ajută-ne, Doamne, să Te iubim în așa fel încât să fim dispuși să ne facem ucenicii Tăi. Pentru că altfel nu putem să avem parte de Tine, de harul Tău, de cuvântul Tău, de miracolele Tale. Doamne, mulțumesc că ai planuri bune pentru toți ucenicii Tăi. Chiar dacă oamenii ne vor acuza, chiar dacă oamenii ne vor judeca, mulțumesc că Tu ne aplauzi. Și mulțumesc că Tu îți găsești bucuria în toți aceia care sunt ucenici. Fă-ne pe fiecare dintre noi, bărbați și femei, tineri și tineri, cu Duhul înalt. Fă-ne credincioși adevărați. Fă-ne niște oameni ai rugăciunii, Doamne. Fă-ne niște vestitori, fă-ne primitori, fă-ne darnici, fă-ne milostivi, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim conștienți, Doamne, că vrei să stăm la picioarele Tale în părtășie cu Tine. Acum, la despărțire, ne încredințăm în brațul Tău. Doamne, prima zi din această săptămână este spre sfârșite. Să mulțumim că Tu ne-ai chemat ca în săptămâna aceasta să ne ai cu Tine. Mulțumesc că ne-ai chemat și ne-ai acreditat să vestim Evanghelia Ta. Ajută-ne să fim conștienți de responsabilitatea, dar și de favorul acesta. Doamne, la terminare, ne încredințăm în brațul Tău. Păzește-ți biserica. Sfințește-ți adunarea aceasta. Vindecă toate bolile în numele Lui Iisus Hristos. Și, Doamne, când oamenii privesc la noi, lasă-i să Te vadă în noi pe Tine. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, îți cerem toate aceste favoruri spre slava numelui Tău. Aleluia. Amin.